Bună ziua! Bine ați venit la lecția 24 de limba engleză pentru începători clasa a doua din manualul Welcome. Dragi copii, vă rog să participați până la sfârșitul lecției, pentru că dacă veți urmări doar un minut, un minut și puțin, nu o să învățați mare lucru. Textul nostru se întinde pe două pagini. Aceasta este lecția noastră de astăzi, cu tot cu exerciții. Vă rog să faceți captură de ecran. Până veți face voi captura de ecran, eu vă amintesc că numărul meu de telefon este 0773889705. Vă rog să le spuneți și altor prieteni de-ai voștri despre acest canal, pe care găsiți lecții de limba română și lecții de limba engleză pentru toate clasele, povești pentru copii, rubrica pentru tine, doamna mea, și rubrica din înțelepciunea lumii, în care discutăm despre proverbe și mesajele lor, pe care înțelepții ce au trăit înaintea noastră ni le-au lăsat ca să ne servească drept lecții de viață. Haideți să începem lecția de astăzi. The title of our lesson is there any food? Titlul lecției noastre este, se află, este mâncare? Memo. Memo înseamnă ca să-ți aduci aminte. Un bilețel pentru mama. Mom, we've got some tomatoes, but we haven't got any carrots. Avem roșii, dar nu avem morcovi. There are some sausages in the fridge, but there isn't any chicken. Sunt niște cărnăciori în frigider, dar nu este pui. We haven't got any milk. Nu avem lapte. Can you get some? Poți să cumperi? Poți să aduci? Eddie. Exercise number 2. Read again and write yes or no. Citește din nou și scrie da sau nu, adică propoziția este sau nu este adevărată. There are some tomatoes. Tic. Sunt roșii. Propoziția adevărată și facem un tic. There are some carrots. Cross. Sunt morcovi. Nu sunt. Facem X. There is some chicken. No, there is not some chicken. There is some milk. No. Încă o dată. There are some tomatoes. Sunt roșii. Yes. There are some carrots. Sunt morcovi. No. There is some chicken. Este pui. No. There is some milk. Este lapte. No. Exercise number 3. Look and read. Put a tick or a cross in the box. Privește și citește. Fă o bifă sau un X în casetă. This is an ice cream. Aceasta este o înghețată. Adevărat. These are tomatoes. Acestea sunt roșii. Adevărat. These are sausages. Aceștia sunt cărnați. No, there are not. This is a hot dog. Acesta este un hot dog. Yes. These are carrots. No. This is a potato. Yes. Exercise 5. Twister, listen and repeat. Chris can have chicken for lunch. Chris can have chicken for lunch.
Chris poate să aibă pui la masa de prânz. On the other page, exercise number 6, let's play. Pe pagina alăturată, exercițiul 6, haideți să ne jucăm. There's some milk in the picture. Este niște lapte în imagine. There are some tomatoes in the picture. Sunt niște roșii în imagine. There is some bread in the kitchen. Este niște pâine în imagine. There are some hamburgers in the kitchen. In the picture. There are some burgers or some hamburgers in the kitchen. Sunt niște hamburgeri în bucătărie, or in the picture, sau în poză. There are some fish on the plate. Sunt niște pești pe farfurie. There is a pizza, there is some pizza in the picture. Este niște pizza în imagine. There are some carrots in the kitchen. Sunt niște morcovi în imagine. There are some oranges in the kitchen. In the picture, pardon, there are some oranges in the picture. Sunt niște portocale în imagine. There are some apples in the picture. Sunt niște mere în imagine. There are some chips in the picture. Sunt niște cartofi prăjiți în imagine. There are some, sau there is mai bine, there is some ice cream in the picture. Este niște înghețată în imagine. There is some lemonade in the picture. Este niște limonadă în imagine. There is some chicken in the picture. Este niște pui în imagine. There is some cake in the picture. Este niște tort, este niște prăjitură în imagine. There is some rice in the picture. Este niște orez în imagine. There are some potatoes in the picture. Sunt niște cartofi în imagine. There are some beans in the picture. Sunt niște păstăi de fasole în imagine. There are some sausages in the picture. Sunt niște cârnăciori în imagine. My favorite things, lucrurile mele preferate. I love sausages, I love rice, bread and milk is very nice. Îmi plac cârnăciorii, îmi place orezul. Pâinea și laptele sunt foarte bune. În situația asta, nice, traducem prin gustos, bun. I love pizza, I love chicken. My favorite things are in the kitchen. The kitchen. All my favorite things are in the kitchen. Iubesc pizza, iubesc puiul. Lucrurile mele preferate sunt în bucătărie, în bucătărie. Toate lucrurile mele preferate sunt în bucătărie. I love burgers, I love fish. I love anything on a dish. Îmi plac burgerii, îmi place peștele, îmi place tot ce se așează pe farfurie, tot ce se poate pune pe farfurie. Dragii mei, acesta este testul de astăzi, lecția 24. Pentru că acest canal este gratuit, eu doresc să-l mențin gratuit în continuare. Dar am nevoie de abonați, prin urmare vă rog să nu uitați să vă abonați înainte de a închide și nu uitați să le recomandați și prietenilor voștri acest canal gratuit. Aveți foarte multe de învățat de aici. La revedere!